Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Așadar, cu diacritice sau fără? Cum o simți? O stire de rasu plansu, care în un echipaj de poliție rutieră din Zalău a făcut o faptă bună. Serios? În sfârșit, dar care n-a scăpat de pedepsită. Acum ceva timp, polițiștii au tras pe dreapta o mașină care mergea cu viteză mare de tot printr-o localitate, localitatea Badon, în județul Zalău. Și acum o să primim mesaje în care o să spune, de fapt, este localitatea Badon sau Badou sau ceva sau de genul ăsta și scrie Badon. Greșit. Bidon. În fine. V-am povestit cu corectura creativă. Cea mai periculoasă corectură la ziarele tipărite era corectura creativă. Cea care, dacă nu înțelegea ceva din scris, în loc să întrebe autorul, se gândea să pună ceva acolo să fie bine. Și așa a apărut în ziar, în loc de regele Baudouin al Belgiei, așa, regele Bândoiu al Belgiei. Vezi că e sălașcic, că nu în Zalău, boss, ne scrie cineva. A, deci ceva greșisem. Uh-huh. Oricum, 104 km pe oră, la volan un tânăr super emoționat, lângă el nevasta însărcinată pe cale să nască. Polițiștii, reacție corectă, au escortat mașina până la spital, deschizând drumul, Nino, Nino, alb, albastru, alb, albastru, alb, albastru. Totul s-a terminat cu bine, după noaptea de trafaliu, tânăra de 22 de ani, a devenit mămică, a născut un băiețel sănătos și gălăgios, felicitări, să fiți fericiți. Tăticul, fericit și surprins, a mulțumit public polițiștilor pe pagina de Facebook. Da, a scris el, poliția nu e făcută doar pentru a da amenzi, pentru a sancționa și pentru a intimida omul. Chiar i-am apreciat pe cei trei tineri polițiști. Atât pentru faptul că au dat o mână de ajutor, cât și pentru modul în care au vorbit cu noi. Chiar doresc să le mulțumesc în mod public, a fost mesajul tatălui. După care l-au chemat la poliție și au ridicat permisul pentru depășirea vitezei. Inclusiv pe pagina de Facebook a Ministerului de Interne fusese postat următorul mesaj: ne mândrim cu voi, băieți. De asemenea, oameni este nevoie în comunități. De asemenea, exemple avem cu toții nevoie. Asta a fost. L-au chemat, cum spuneam, după 3 luni. Aparent s-a sesizat cineva din minister. Un grinch. Da. Din minister, care a văzut. Deci stai puțin, au primit polițiști, au primit mulțumiri pe, da, pagina ministerului. Da, el, tăticul, a mulțumit, nu știu ce, după care l-au chemat. Știți ce? Cu povestea aia, când ne-ați mulțumit, nu-i hai bine să mai gândiți-vă un pic, pentru că lăsați carnet aici. I-au suspendat permisul 3 luni. Pe undeva corect. Da, mă, corect, dar pe bune, adică serios, suntem scrofuloși la datorie, mă. Asta unde e lege, nu-i tocmai. Unde e lege, nu-i tocmai. Nu-i fotbal să judece în spiritul regulamentului, e lege. Da. Pe așa, dacă toți aia care am avea soții însărcinate, decese, situații mi de cale, am alergat prin un oraș cu 150, ce ar fi? Ți-am zis, consilier, sectorul 2, peste câțiva ani se pricepe. Da. Că da, e salvare, de-aia sunt polițiști care, uite, să facă pe tragă pe dreapta și să-i facă procesul verbal, pentru că asta este legea. Au acționat ca la carte, zic eu, adică au respectat și legea, au sancționat contraveniența, dar au și ajutat pe om să-și facă treaba. Sufletul petrecerii, practic. Băi, tată, spuneți, domnul consilier, petrecem, dar conform legii. Da? Nu dăm tare, nu deranjăm. Și pe urmă, instanța poate să-i anuleze sancțiunea. Acolo intervine de-abia sufletul, arbitrul. Uh-huh. Da. Judecătorul poate să spună, domne, săracul a avut circumstanțe să meargă cu viteză. Dar poliția trebuie să-și facă datoria, domnilor. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.